bănuit niciodată în activitatea mea de 11 ani în calitate de primar că cândva orașul nostru alb, iubita noastră capitală, va ajunge la așa o viață tristă. Îți vine să urle, eu vă spun sincer, vă spun adevărul. Eu cred că a venit timpul când locuitorii din preajma Chișinăului, locuitorii Chișinăului să scoată cătușele și să iau o decizie corectă. Voi, cetățenii, sunteți stăpâni ai Chișinăului. Nu ratați această șansă. Vă mulțumesc frumos, dar e foarte trist și este foarte greu de vorbit pe fonul, iată, acestui bardac care îl avem aici în preajmă. Și trebuie să ne asumăm responsabilitatea ca imediat după alegeri, cel mult 2-3 săptămâni, o lună de zile, să curmăm, deci, depozitarea deșeurilor aici, să procedem la soluționarea problemelor legate ecologice și să revenim la depozitul municipal, sigur că fortificând prelucrarea acestor deșeuri. Vreau să vă spun că după hotare, prelucrarea deșeurilor solide este un business foarte profitabil. Poate prin această prismă, Chertoacă tensionează situația în municipiul Chișinău ca să-și hotărească mendrele la acest capitol pentru viitor. Eu cred că chișinăurenii își vor spune cuvântul lor decisiv în această situație. Vă mulțumesc foarte frumos!